Salutare tuturor, eu sunt Stringer și eu am regăsit la un nou episod din seria de Sandreas San Multiplayer. De data asta m-aflu tot pe RPG-ul Bison Pro. Dacă cumva vreți să vă apucați, aveți referalul meu în descriere. Um, unde mi bob meu remorchează, perfect, uite mi acum la casă. Dar înainte de a începe episodul, vă și cum follow pe Instagram la bistri.denis să fac și o dată 100, nu, 500 de follow -uri. nu știu ce am avut cu 150, cu 150 500 de follow să fac. Bun, în acest episod vreau să discut um, de ce m-am lăsat de bagd și de ce m-am apucat de bizon. Bun. Înainte de a începe să povestesc, vreau să văd asta maraton. Cum, prin ce mai pot să mai fac roși de puncte? Frumos, o cursă la jobul Tracker, query, o livrare, un vehicul furat la jobul jacker. Uite, ai că o să iau un vehicul din asta. Vreau să mai schimb jobul. Distribuitor de arme nu-l fac. Unde, hoți de mașini. Nu l-am făcut în viața mea, deci hai să-l fac. Bun. Um, de ce m-am... ai că dacă îmi dai amendă... Stau pe loc. Așa, nu-mi dai amendă. Mersi. Bă, gușterilor, că deja te dați de două ori în mine, băi gușterii. Așa. De ce m-am lăsat de bugged? Păi, în primul rând, um, un motiv ar fi chestia asta cu fraudarea de raport. Dar, înainte de chestia de asta fraud... cu fraudarea de raport, să vă zic sincer, eu aveam de gând să mă las de BAGT pentru că deja devenea prea monoton pentru mine și nu mai aveam ce să fac chiar așa nou pe server. Uh, mai ales pentru că nu mai sunt chiar atât de mult de fascinat de Samp. Nu-l nu mai joc cu atât drag. Dar în schimb, uite, pe Bizon ne, cunoști. Sau neavând atâta experiență cu acest game mod e, e totuși ceva nou pentru mine Chit că mai știu unele părți uh, de când am mai activat și eu pe Bizon undeva în 2017 O lună când m-am jucat Mai știu unele părți Trebuie să fac și mișunile astea să fac uh, ceva bănet Dar uita, Bizon e ceva nou pentru mine În momentul de față sunt 6 de jucători Cel mai probabil um, o să intru în până la urmă, uite, o să intru în ceva facțiune, o să mă gândesc în ce facțiune, oricum trebuie să intru în pașnică prima dată din ce am înțeles pe aici. Bani de safe sau nu de safe, de bunker nu am momentan, deci mă pun ca lumea. A, da bine că am amintit chestia asta cu banii. Nu știu de unde am acei 270k, cel mai probabil am de la abonați. Deci, țin să vă mulțumesc pentru că mi-ați donat niște bănuți prin slash transfer. Eu chid că eram pe slip, deci nu știu cine mi-a dat, dar țin să-ți mulțumesc. Că cel mai probabil tu uiți la episod, why not? Bun. Al motiv, nu cred că ar fi... Mi-am format Prietenii pe pact, de ce nu, să nu zic, chiar a fost, um, mai ales perioada aia cu Purpulul, a fost una chiar foarte misto, um, fiind și carantina, chiar m-am distrat, intrând cu prietenii în teleconferințe, vreo -h -h, 15 ore mă jucam, deci mă jucam ca lumea, ca disperatul, ca distrusul, oricum nu puteai să ieși afară din casă, deci oricum nu aveam ce să fac. Da, pot zic că au fost niște momente frumoase, acum am un nou început pe Bizon, uite, get job slash work. Um, între timp am făcut level 3, du-te și fură o mașină de la civil. Asta era jobul, dar știu că era un, alt job, mai ca lumea. Di distribuitor de... Cred că le-am încurcat, dacă nu mă înșel. Mecanic, host de buzunare, nu. Mm, distribuitor de droguri, curier. Cred că asta de curier era, dacă nu mă înșel. Um, kill Adică nu. Se a pus un punct roșu pentru punctul de angajare ca și curești. Cred că ăsta era jobul dacă acolo, nu știu, trebuie să le fac toate joburile pe bizon. N-am mai vrut să fac corey Worker pentru că și în episodul trecut am făcut Cory Worker și deja devine, ați mai văzut acest lucru. Îți are și unele chestii mai interesante și pe bizon, dar momentan, cum ziceam, un nou început, Cred că alte motive n-ar fi, pentru oricum bizonul aveam de destul de mult timp în gând um, să mă apuc de el. Pentru cum ziceam, e ceva mai diferit față de bugged, de nefrit, e un alt keymod uh, game mod, e job, ai de mic curier, slash work. C gata, gata, ăsta era jobul ăsta, gata și parcă îmi dă cu viață puțină mașinile, nu? A, uite că știu. Dacă ca să fac skin mai rapid, uh, Glen Park, Um, pare mai rentabil? Da. Și mi dă huntley -ul. Și cu câte viață îl dă? Slash dă, Cu 300 viață. Deci dacă l-am bușit odată, m-am dus pe cioc. Dar cât să fă? N-ai cât să fă. O mașina până în punctul roșu. Glen par, Nu intra în mine! Pai, cum mă faci să înjur. Bă, da, sporcații sunii Mă jur că am mai filmat înainte încă 5 minute, nici nu știu cât are episodul pentru că nu mai am broadcast-ul pe al doilea monitor pentru că din ce am văzut face la figur și mh, poate e mult mai bine. Alte motive nu pot să zic că am. Acum rămâne de văzut, nu o să joc -o, pentru funcții, vă zic de pe acum. Eu când mă apuc de un server nu vin cu gândul acela să mă joc pentru funcții intru cu gândul, bă, să mă distrez, să pot să interacționez cu comunitatea mea, nu pentru funcții, pentru că, în primul rând, nu am timp de o funcție pe SAMP, adică aș putea să fac timp, dar de ce să anulez timpul meu, să mai reduc din timpul meu de a sta pe afară pentru o funcție pe SAMP? Serios, e pierdere de timp. Mai bine stau afară cu prietenii, îmi creez amintiri plăcute când mă duc aminte pe la 30 de ani, bă ce am făcut nu știu ce, decât să am o amărut de funcție pe Samp și cu, cu ce câștig, că am avut helper sau admin pe vreun server, cu nimic. Că îți place să administrezi, aia e partea a doua, da, unii joacă pentru funcții pentru că le place să administreze un server. Dar, în schimb, eu nu pot să zic că sunt fascinat de partea asta de administrare, să mă chinui, să iau helper, după care admin, să pierd uh, timp. Nu. Să mă distrez într-o facțiune, să-mi creez noi prieteni, să interacționez cu comunitatea, cum am zis, uh, și uh, acum câteva secunde, cred, 80, un minut pe acolo, why not? Eu nu știu dacă am apă pe mă, dar o am asta, varianta varianta.asi, în rest pe server ca să pot să zic așa Nu am mai făcut nimic Nu mai am jucat um, Am mai jucat astăzi o oră de dimineață Când mi-am băut cafeaua um, Azi, duminică că Pentru că voi vedeți duminică episodul La ora 12 sau 10 Depinde când mă gândesc eu să-l pun Cred că o să stau ceva mai mult pentru că E vremea destul de nașpa La cel puțin la mine aici a sat, lângă Timișoara Mândeta mai exact nu, hmm. nu mai, nu mai ascund atâta, wow, unde stau, că nu știu ce, am și zis unde, hâți frumos ca băieții. E, e vremea aș nașpa să anunță ploaie, vânt, că aveam ceva planuri, dar mi-au picat toate. Așa, cel mai probabil, astăzi o să fac și un live stream, tot cu Samp, și s-ar putea chiar astăzi să apară doi episoade, unul din Sam și unul din Minecraft sau 5M. Mă gândesc eu sunt în live la Bizon pun grosile sartori. Hei, vreau și eu chestii de aia cu. Nu, no, 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 nu, no! nu! Uai! Sucuți ta, la fix! Ai câștigat 10 gol și un K pentru deblocarea realizării de transporter plus 3 puncte pentru munca la job și îmi dă 700 de dolari. Not, not bad. 7 km, 6 km, uite o să o aleg asta. Hai să văd, de chiar de cât timp filmez. O, am 8 minute, hai că mai duc cursa asta și o să închid episodul. Frumos, merem aici ca bandiții cu spatele. Bă, mă jur, chiar e chiar e interesant chestia asta cu curierul. Cred că, sau să mă pus să fac asta, nici nu știu, mă gândesc, oricum. Um, parcă Infernusul aici este un caca 600, dacă nu mă șel. Am um, știu că mi-a lăsat în episodul trecut un băiat un comentariu. No, 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 Un comentariu de genul um, că nu e economia, că economia este diferită, știu. Am știut și eu acest lucru, că economia este diferită, de exemplu, dacă pe, bug, uh, pe Blue Bug din un Infernus este 250, ca, ca, aici. E... Deci am înțeles și cu economia. Din ce am văzut în comentarii, tracker cu Horiu sunt niște joburi ok. Dar sincer îl văd și pe, pe ăsta cu curierul O să mă pun să-mi fac skill, văd eu la ce job Cum am zis, nu mai petrec chiar atât de mult timp pe SAMP Ca să intru într-o facțiune am nevoie de nivel 7 Acum, nu știu, chiar puteți să-mi lăsați în comentarii În ce facțiune să intru o să citesc, oricum o să fac și un episod legat despre chestia asta cu facțiunile pe server Deci am content nou de creat, ai ideea Aici trebuie să o duc Lol. Ce aproape. Pe păi dacă tot fac așa Glen Park, fac ușor skill-ul. Ai, jos. Ups. Am crezut că merge și de sus checkpoint-ul, dar nu-i problemă, că o iau, o iau pe aici prin dreapta și aia a fost. Overall mission points. Bă, dă mă, dreco. Cu panou, cu minuni, cu sechele, cu... Bă, bandit, bandit. <laughs> e chestia asta. Ce pot să zic altceva? Hai, dăm bănetul. Aici cred că mi-au 500 de dolari, nu? Da, 483. Bun băieți și fete, cam asta a fost episodul pentru ziua de astăzi. Eu am fost Singer. Re!